Decembrie. Miroase a omăt proaspăt și a ger, ca în vremurile copilăriei. Miroase a colaci rumeni și a mere roșii pentru colindători. Miroase a căiuți și urși la poartă, a capre și haiduci, a plugușori și veseli urători. Miroase a sărbători de iarnă tihnite, cu copii strânși în jurul bradului, cu gazde bucuroase și primitoare, cu colindători care nu uită tradiția. De 40 de ani, tradiția adună la Iași sute de mesageri ai artei populare românești, de purtători ai datinilor strămoșești și ai frumosului. Orașul, străjuit de plopii fără sod și de teiul lui Eminescu, este inundat de alaiuri de colindători și cete de urători, de sute de măști colorate care se întrec în a-și dovedi autenticitatea. Însoțiți de tobe, fluiere, harapnice și nelipsitul buhai, artiștii amatori din Moldova de dincoace și de dincolo de Prut, din Falnica, Bucovina sau chiar din Ardeal, Maramureș sau Oltenia, se perindă prin fața privitorilor, oferind adevărate comori de sunet, culoare și ritm. Ideea de a dărui Iașului un spectacol care ne duce cu gândul la bucuria colindatului și a plugușorului din copilărie a apărut în urmă cu 4 decenii. Câțiva entuziaști au dorit să ofere în dar ieșenilor un festival al datinilor și obiceiurilor de iarnă. Un cadou simbolic în preajma Sfintelor Sărbători, o întoarcere în timp la atmosfera acelor ani în care băteam la porțile gospodarilor satului, întrebându-i dacă primesc cu colinda. Și dacă puțini au fost inimoșii care au avut ideea acestui festival și mai puțini au crezut că evenimentul va rezista. Și nu oricum. De atunci, an de an, în decembrie, tineri și bătrâni, dar și copii, își așteaptă personajele îndrăgite pe care le însoțesc pe străzile Iașului, între Palatul Culturii, Mitropolie și Piața Tineretului. Mm-hmm.
Experimentul a devenit certitudine, pentru că spectacolele în aer liber au fost gustate din plin de public. De la curiozitatea celor mici până la nostalgia vârstnicilor și indiferența tinerilor, toate trăirile au determinat organizatorii să creadă în festival și în evoluția sa. În calendarul de suflet al ieșenilor, acest eveniment și-a înscris cu mândrie numele, sporindu-i an de an faima și renumele. Sărbătoarea ieșenilor rămâne însă de fiecare dată un prim pas spre momentul unic al Crăciunului sau Bobotezei, un prilej de regăsire a satului tradițional românesc. La 40 de ani de festival al datinilor și obiceiurilor, artiști și spectatori deopotrivă se întâlnesc la Iași pentru a se bucura de reîntâlnirea cu tradiția, cu datinile și obiceiurile noastre. Decembrie. E vremea să înceapă căiuții și urșii, caprele și haiducii, urătorii și plugușorul.
De 4 decenii, Crăciunul este vestit la Iași de oaspeții festivalului, mesagerii binelui, frumosului și speranței. Nu!
Așa începe Plugușorul, un obicei străvechi, moștenit probabil de la romani și care nu poate lipsi dintr-un festival al obiceiurilor și datinilor de iarnă. Poezia Plugușorului este dominată de viziunea satului patriarhal, în care observăm modelul unui ciclu agrar ce începe odată cu defrișarea pădurilor și făurirea uneltelor. Continuă cu alegerea locului durat de arat și semănat până la bucuria primului colac. Plugușorul are legături clare cu alte categorii ale folclorului literar, cu basmul fantastic, atunci când se vorbește despre miraculul rodirii și a coacerii Holdei într-o singură zi. Finalul Plugușorului poate fi asimilat poeziei colindelor, alte secvențe ducându-ne cu gândul la descântec. Unele variante de plucușor amintesc de cântecul propriu-zis, cu preferință pentru lirica de dragoste, pentru poezia satirică și mai ales pentru universul naturii. Și-o pornit bătia Vasălii într-o sfântă joi cu plugul cu 12 și voi. Este poate cea mai cunoscută secvență a plugușorului, cea în care gospodarul, bădița Vasile, bădica Traian, jupânul gazdă, boierul, se pregătește să meargă la câmp pentru a vedea cum rodește semănătura. Ca laitmotiv al plugușorului din Moldova, apare versul "Își umplu cu aur mâna", ceea ce înseamnă că orice ar fi, gazda nu pleacă la câmp fără bani. Explicația, deși reprezentată diferit de la zonă la zonă, este una singură. Gospodarul răsplătește pe cel care îi ajută asupra rodniciei câmpului protectorul lanurilor sale, așa numitul vătavul ceiului. Străvechiul obicei românesc al plugușorului nu este doar o trecere în revistă a tehnicilor de muncă din satele noastre, ci o formă de urare și felicitare în prag de an nou. Să facem copt de mici, de bani, pe nevocani, pe părinte, pe băiații, ca și în poză, în părinte.
și spor, câte chetri la fântână, atâtea oale cu smântână, câte verii sunt pe lanț, să aveți în pot cârnați, să vin roșu în butoi, să ne veselim flăcăi, mâna spre! Colindatul la Crăciun și Anul Nou este o datină cu adânci rădăcini în Europa și dincolo de granițele ei, o datină legată de cea mai mare sărbătoare creștină, Crăciunul. Alaiul personajelor, Maica Domnului, Iisus, Îngeri și Sfinți, se contopesc cu personajele vieții pământești. Colindatul, considerat datină magică, este alcătuit pe de o parte din cântece rituale sau orații, care concentrează elemente de vajă de natură pozitivă, dar pe de altă parte dintr-un complex de cântece sau urături. Datina Colindatului urmărește prin toate aceste reprezentări același scop, de a provoca fericire și bogăție pe la casele la care s-au oprit. Colindele sunt un univers în care se întâlnesc sacrul și profanul, divinitatea cu umanul. Mititel în fășețel, în scutec de bumbăcel, vântul bate, nu-l răzbate, neaua ninge, nu-l atinge. Colindele rămân capodopere în miniatură atunci când sunt autentice. Ele nu pot fi înstrăinate, confiscate sau deformate, pentru că întotdeauna se vor găsi cei care cu dragoste le vor păstra nealterate de timp. Ei sunt păstrătorii de comori, cei care, odată cu Crăciunul, sosesc cu alaiurile de colindători.
mânări, noi cei mai știină votari, năvotari, împletește la năvot, împletește, împletește năvotari, și la tunăre pornești. Trase o toană, trase două năvotari, trase toana cea de nou, și prinse puiul de meană năvotari, și prinse puiul de mrea. Să pună votar, zicea năvotar, dar ne drumul puiului, că el aduce pe smurt năvotar, că el aduce pe smurt puiului drumul că-i da năvotar, și el pe smurt se aducea la un gras și un somon de năvotar, și să-ți drogezi cu muzei, iar noi harnicii pescari năvotari, și voi cinstiți gospodari, să rămâne sănători, sănători, cu mai peștere. Doamne și de oameni buni, care le mai mari, Doamnele Tu, Doamne, risloați, Doamne, Tu nu ești mai mare, Maria, ții mai.
Bogăția de măști umane și animaliere din zona Podișului Central Moldovenesc atestă existența pe aceste meleaguri a unor obiceiuri milenare, dar și continuitatea lor. Măștile de anul nou, capră, urs, cal, cerb, berbec, țap, struț, cocostârg, moșneag, își au originea în îndepărtate rituri agrare și pastorale. Față de alte provincii românești, Moldova conservă, într-adevăr, cel mai bogat repertoriu al jocurilor cu măști. Peste 40 de tipuri de spectacole folosesc astfel de măști. Carnavalul cu măști începe în ajunul anului nou, când în centrul satului are loc întâlnirea formațiilor și primul spectacol. Tot atunci începe întrecerea între formații. Fiecare capră are câte 4 moșneci. Moșnecii de la fiecare capră sunt apărătorii, ei având cel mai important rol în joc. Întâlnirea formațiilor și lupta moșnicilor durează până la apus, când caprele încep să umble prin sat. Flăcăii din alai sunt întâmpinați de gazde cu colaci împletiți și bani. Capra umblă pe la case din seara de ajun până a doua zi în seara de anul nou, când cetele se întâlnesc din nou în centrul satului. Ideea morții și învierii este predominantă în spectacolul cu măști de anul nou, punctul culminant fiind încetarea din viață a animalului, care apoi este descântat și reînviat. Vatra satului este scena pe care se desfășoară jocurile populare cu măști, spectatori fiind toți sătenii. Întregul sat participă la împodobirea măștilor cu diferite podoabe, pangleci colorate, zgârdițe de mărgele, năfrâni, flori de busuioc și alte piese de port popular păstrate în lada de zestre a bunicii. Tălângile, zurgălăii, clopoței, tobele, fluierele, bicele și pocnitorile însoțesc alaiurile măștilor, ținând departe de casa omului spiritele cele rele. Capra rămâne cel mai îndrăgit joc cu măști animaliere, mărturie fiind numărul mare de variante sub care circulă acest obicei în satele noastre.
o valoare artistică deosebită, asigurată atât de măști cât și de costumația însoțitorilor, jocul cerbului din Moldova păstrează multe elemente din trecut. Jocul cerbului este coordonat de 10-12 mascați, numiți adesea ursari. Strigăturile sunt rostite de tot alaiul în ritmul tobelor bătute necontenit. Spectacolul cuprinde jocul alaiului în casa colindată, simularea morții animalului și învierea lui, iar apoi hora finală a tuturor participanților. Thank you.
Obicei consemnat într-o multitudine de variante răspândite mai ales în Moldova, căluțul este legat de anul nou, dar se obișnuiește și de Crăciun. Jocul caprei se continuă în multe locuri din Moldova cu cel al urșilor și ursarilor, în timp ce prin alte zone, după urarea făcută la fereastră, urma jocul căiuților. Acest joc, în care nu sunt strigături, este pentru locuitorii satelor nu doar un număr dintr-o suită de jocuri, ci o prezență cel puțin la fel de apreciată și gustată precum ursul și capra. Thank you.
frumoase au devenit alaiurile de urși, dar există și versiuni independente ale obiceiului, ambele impunându-se prin vechimea considerabilă a măștii. Reprezentative pentru spațiul moldovenesc sunt cele trei ipostaze ale măștii costum. Prima este o piele de urs pe care jucătorul o îmbracă lăsându-și liberă doar fața. A doua mască este confecționată din piei de oaie, imitând blana ursului. Măștile din categoria a treia sunt făcute din pană de stuf, numită și pănușiță. În privința repertoriului folcloric, toate cele trei categorii ale jocului ursul folosesc aproximativ aceleași texte. Deosebit de apreciați sunt astăzi urșii de la Dărmănești, datorită mulțimii de măști animaliere și rolului toboșarilor. 20-30 de tineri poartă pe după gât tobe de toate mărimile, confecționate din cele mai bune materiale pentru că, în noaptea anului nou, sunetele trebuie să fie curate. Alaiul doboșerilor, cum se numește la Dărmănești, a avut cândva o existență independentă, tot așa cum de sine stătătoare au fost cetele irozilor și badanarilor. Între jocul caprei, al căluțului și jocul urșilor există asemănări care pornesc de la ritmul vioi, dialogul dintre personaje și până la componența alaiurilor. Băieți și flăcăi, dar și oameni maturi, gospodari. Travestirile în urs, pui de urs, ursar, ursăriță, popă, doctor, țigan pot fi întâlnite și în benzile de capră și căiuți, chiar când masca ursului lipsește. Taraful ce însoțește alaiul cuprinde fluierul, ioara și cobza, nelipsită fiind doba, care uneori înlocuiește ansamblul instrumental. Momentul trecerii dintr-un an în altul este reprezentat în spațiul moldovenesc prin mai multe rituri, în care anul vechi este înlăturat de anul nou. Un bătrân și o mireasă sau un copil întruchipează anul nou și anul vechi, vestit de ceata haiducilor.
s-apropie de sat. Pe la rezete cu bărbat, la fete de măritat. Ei, Moș Gavrile, șapte mare, Moș Gavrile, șapte mare, păi coară de două picioare. În jocul caprei, al urșilor și al căiuților, un loc aparte îl au cuplurile moșneag-babă, ursar-ursăriță, doctor sau vânzător-cumpărător, care, pe lângă jocul propriu-zis, mai execută și o piesă a lor. Alaiurile pot ajunge până la 50-60 de participanți și includ plugușorul, caii, urșii, haiducii, artiștii, nunta țărănească, moșnegii, turcii, badanarii, adică aproape toate cetele de colindători. Vătafii și comorașii au scopul de a asigura buna desfășurare a petrecerilor la sărbătorile de iarnă. La rândul lor, arnăuții joacă și răspund de strigături. Alaiurile de măști pot fi conduse de un armaș, de un vornic, un primar sau un capitan. Buzduganul pe care acesta îl are este în semnul puterii cu care este investit conducătorul cetei.
Festivalul datinilor și obiceiurilor de iarnă este un excelent prilej de rememorare a atmosferei satului tradițional, de întâlnire cu frumusețea măștilor animaliere, cu sobrietatea magilor din alaiurile irozilor, cu moși și babe, cu atâtea alte măști și personaje simbolizând magia sărbătorilor.